Românii se pregătesc intens pentru plajă. O să spuneți că este mult prea devreme, că e cam răcoare, că nu se poate intra în mare. De acord, dar pregătirea pentru plajă începe de la sala de fitness. Pentru că degeaba ai cel mai frumos costum de baie dacă forma ta fizică lasă de dorit. Iar oamenii știu prea bine asta. În consecință, trag de fiare cu entuziasm. În afara faptului că sportul tonifiază și evidențiază musculatura, are și un rol benefic asupra psihicului. Asta, mă rog, dacă nu cumva aveți prin preajmă vreun personaj care să vă tulbure zenul. Cuceritorul este foarte încrezător în farmecul personal. Nu intră însă în acțiune decât în momentul în care prada iese în cale. După ce face o scurtă evaluare a calităților fizice ale viitoarei sale victime, intră în acțiune. Sunt obișnuită cu genul de bărbați care ăsta este stilul lor de a agăța, mai ales la sală unde femeile sunt îmbrăcate mai mulat, au diverse accesorii care le pun în evidență mai bine trăsăturile și atunci e clar că și bărbații se uită. Doar că se uită degeaba. Majoritatea care vin încearcă să se dea cât mai macho, dar nu le merge. Urlătorul este ușor de recunoscut. Practic nu ai unde să te ascunzi de el. Indiferent în ce colț îndepărtat al sălii te afli, vei fi cutremurat de răgetul său de leu care tocmai a reușit să ridice o amărâtă de haltă. Pe aia care urlă tare, de exemplu, mi se par disgrațioși. Mă perturb așa când fac exercițiile. Narcisistul vine la sala de fitness pentru că acolo există oglinzi mari unde se poate admira după fiecare grupă de mușchi lucrată. Și nu doar că se admiră, se și imortalizează prin selfie-uri de mare inspirație. Aveam probleme cu cei care veneau doar să-și facă reclamă. Adică cei care veneau își umflau mușchi în fața oglinzii. Telefonistul este incapabil să renunțe la gadgetul său de suflet. Este un om atât de solicitat încât nu poate lăsa aparatul din mână nici măcar 5 minute. Pentru el sunt mult mai importante conversațiile lungi, purtate pe ton ridicat, decât exercițiile pe care le face. Tip care vin la sală să piardă timpul și de ăștia sunt. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Sfătuitorul este cel care are grijă ca toți cei din sală să tragă de fiare așa cum trebuie. În viziunea lui, desigur. Sfătuitorul nu ezită să-ți împărtășească toate cunoștințele pe care le deține în domeniul fitness-ului și nutriției, chiar dacă modul în care arată nu-l recomandă a fi o somitate în materie. Sunt unii care își bagă foarte multe chile la aparate și toată sala se uită la ei numai ca să se laude, că ridică foarte mult. Obositul confundă aparatele cu fotoliul de acasă. Lucrează încet spre deloc, dar nu se dă dus de pe aparat spre disperarea celor din jur. Am și câțiva clienți care vin să pierdă timpul. Ocupă aparatele. Una peste alta, dacă vă încadrați în vreuna dintre categorii, poate ar fi cazul să vă schimbați comportamentul. Sau sala. Sau genul de antrenament. Poate sunteți genul care trebuie să alerge în parc. Singur. Be happy.